Administrația locală din Drobeta Turnu Severin anunță faptul că va furniza agent termic în casele oamenilor în jurul datei de 1 noiembrie, iar de asemenea și anul acesta va acorda subvenții populației. Consumatorii vulnerabili pot depune cereri pentru acordarea ajutoarelor bănești și a suplimentului pentru energie termică. Data limită de depunere a acestor cereri este 15 noiembrie 2021. Deci așa cum am avut și în anii trecuți, în sezoanele trecute, preconizăm că în jurul datei de 1 noiembrie, plus minus două zile, în funcție și de cum va fi vremea, în acest moment pregătim aducerea păcurii, dar în momentul în care o aducem, va trebui să-i și dăm drumul, pentru că ea trebuie încălzită și dat drumul la instalație. Anul acesta va mai crește puțin prețul la agent termic, nu din cauza primăriei, din cauza prețurilor care au crescut în acest moment pe piață. Energia electrică este elementul principal de creștere, pentru că pentru producerea agentului termic folosim și energie în coșul de cheltuieli, dar populația, vom păstra în continuare o subvenție destul de mare pentru populație. Populația va plăti undeva la 370 de lei pe gigacalorie. Săptămâna viitoare vom avea ședință de Consiliu și vom aproba prețul de la 290 la 370. Noi producem cu mult mai mult, 670, dar păstrăm în continuare o subvenție în ideea de a sprijini populația, de a nu-i mai încărca cu prețuri mai mari decât pot duce în acest moment severineni. De aceste subvenții vor putea beneficia locuitorii orașului Drobeta Turnu Severin, excepție făcând persoanele juridice și instituțiile care vor trebui să plătească preț întreg. Edilul orașului va face tot ceea ce îi stă în putință pentru ca de anul viitor încălzirea orașului să nu se mai realizeze prin arderea păcurii, ci pe gaz, și speră ca până la sfârșitul anului viitor să aibă un răspuns în acest sens. Din cauza faptului că acum este o perioadă mai dificilă din punct de vedere al vremii, cetățenii ne-au cerut prin intermediul asociațiilor de proprietari să nu dăm drumul la energia termică mai devreme de 1 noiembrie, din cauza prețului și ca urmare a faptului că sunt atenți la cheltuieli. Nu este nici prea ieftină căldura în municipiul Drobeta Turnu Severin pentru ca oamenii să ceară să le fie furnizat agent termic mai devreme, declară primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu.